Aștere. Hai de la hater. Și că se încălzește, vezi, doamne, când are mesajul ăla. Pe acolo cu off, ce naiba era? E pentru cutia automată, n-am. E pentru cutia automată. Nu știu, dă o eroare de la cutia automată de când am schimbat-o. Iar aia cu ușa, dacă îți vine să crezi, este un switch de la de ușă care îmi dă eroare că e ușa deschisă, știi? Dar ea nu e. Și am încercat să o repar la toți electricienii din lume și n-a reușit nimeni să o repare. Are un sistem atât de complicat pentru uși încât n-a reușit nimeni să o repare. Și asta e. Iar asta este sondă AFR, adică Air Fuel Ratio, cum scrie și pe ea, și ți arată amestecul în timp real. Îți distruge viața. Dacă ai un... e indicat să fie? Indicat este să... adică el este indicat să fie o cifră care ți arată amestecul optim în full boost. Valorile la ralanti sau în mers normal nu prea sunt concludente. Ele sunt concludente doar când mașina face boost, 1, un bar, și ți arată aici. Amestec eu trebuie să am, dacă nu mă înșel, undeva la 11-9 ca să fie optim, să nu fie nici prea sărac, nici prea bogat. Sunt discuții, discutăm. Te înjură oamenii că mă ții, da, da. Legat de POV, mă cunoașteți și știți foarte bine că aș fi făcut un POV în stilul caracteristic, dar din păcate oamenii vor înțelege un mesaj greșit, iar atunci îmi doresc ca acest POV să fie 100% legal. Așa că dacă vedeți în mersul meu lucruri incorrecte, vă rog să le comentați pe YouTube și să-mi spuneți: hei, nu ai semnalizat când ai schimbat direcția de mers, hei, ai pierdut aderența. Am 50 la oră, deci să n-avem, vedeți bordul, da? Este și în mile și în kilometri. Da. Știți foarte bine că v-am promis acest POV de atâta vreme. I-am luat într-un final GoPro-ul lui Marius și puteam să tac, chiar puteam să tac pentru 10 minute sau chiar și un sfert de oră, chiar și 30 de minute puteam să tac și să vă las să ascultați sunetul motorului, al filtrului de aer cu admisie directă, al supapei blow-off și așa mai departe, dar n-am semnalizat schimbarea de bandă. Dar pentru că mergem legal și pentru că nu vrem să promovăm condusul irresponsabil în oraș, vă mai promit un lucru. În momentul în care o să am posibilitatea să intru cu mașina pe un circuit, am să revin cu un POV în care vă promit că nu vorbesc. Legat de mașină, dacă tot am permisiunea domnului Pascal să vorbesc în acest POV, am să vă povestesc despre mașina asta, pentru că probabil mulți nu știu cum a ajuns în posesia mea și ce întâmplări am avut de când o am. Mașina am achiziționat-o în momentul în care mi-am vândut Opelul Kadett, cu care vă promit că o să fac un episod, o să mă duc la Iași special pentru treaba asta. Am vândut Opelul Kadett și la o zi sau două după ce l-am vândut, m-a sunat băiatul care deținea mașina asta și mi-a zis, prieteni fiind sau cunoștințe, nu știu cum vreți să-i spuneți: domnule, zice, ai pus mașina de vânzare, chiar te-ai hotărât să o vizi? Băi, am vândut-o, mă, vine să cred. Nu vine să cred, bă, nici mie nu mi-a venit să cred. Dar am vândut-o. Păi zice, și nu vrei să o iei pe a mea? Și zic, bă, pa da, vreau, dar eu n-am bani de S14, salut. Eu n-am bani de S14, eu am bani de 180XX, adică nu îmi permit gen S14, îmi permit S13. Haide, domnule, vine să o vezi, am venit, am văzut-o, ne-am înțeles la 5500, dacă nu mă înșel, mașina cutie automată și cutie manuală, la schimb. Am schimbat cutia, am făcut, am vopsit-o, i-am pus roll cage, scaune, toate cele bune și frumoase. Și scrollând pe Facebook, că na, știi, viața la muncă, pe Facebook. Scrollând pe Facebook am găsit un Renault Megane galben RS cu numerele mele, respectiv Alba 99 PWR. Și m-am dus la poliție, am întrebat, mi-au zis oamenii că da, într-adevăr, mașina aia este înmatriculată și a mea este radiată la cerere. M-am zis la RAR. A fost a fost o întreagă aventură la RAR, că știți cum e.
bănuiesc că știți cum e, nu? Când aveți o problemă cu mașina modificată și scrieți pe grupuri sau, na, vorbiți cu prietenii voștri, pasionați și ei de altfel. Și, domnule, am o problemă, uite, trebuie să fac asta la RAR și toți, stai mă frate, liniștit, că știu, eu acolo te trimit, e ca și rezolvată. Stai mă frate, că nașul meu de botez e șeful de la RAR, îl sun și îți face tot ce trebuie, înțelegi? Și frumos Ranger, cu rigid, cu astea, bravo, bani mulți. Dacă era și Raptor, făceam treabă, știi, dar, na. Atât s-a putut, atât a fost bugetul. Da. Și stai mă că nașul sun eu coboară, în sfârșit n-am mai coborât nici nașul, n-am mai coborât nici nimeni și am rezolvat-o prin propriile puteri. Am reomologat mașina, am înscris-o în circulație și după toată peripeția asta și toate chinurile mele, cum mers, făcut ITP, dar mașina era radiată de la poliție și nu era radiată de la RAR. Cu mers la poliție și încerca să o înmatriculez. Eu nu știam că mașina e... Vezi, doamne, jucam un rol, că nu știam că mașina e radiată. A fost o fază tare acolo, că... M-am dus cu toate actele, știi, la ghișeu de la poliție și... N-am semnalizat aici, la dreapta, dar n-aveam pe nimeni în spate. M-am dus la poliție, am dus toate actele și... Na, a luat domnul polițist actele și a început să se uite, a început să scrie pe calculator și eu... În gândul meu eram gata, mă, ești nebun, zic, mi-o matriculează, să vezi. Să vezi că mi-o matriculează, că nu văd că e radiată, știi? Și la un moment dat îmi zice, aoleu, zice, e o problemă. Eu, aoleu, e o problemă? Și el zice, da, e o problemă, aveți mașina radiată. Aoleu, am mașina radiată? Și după aia am zis, da, știam că o am radiată, haideți că nu mai pot să joc rolul ăsta. Da, ce să zic? Asta a fost peripeția. Nasoală peripeția, ce să zic. Nu doresc nimănui să stea liniștit și după aia să se trezească cu mașina radiată. Hai că nu mai facem dreapta pe aici, ne-am răzgândit. Că e o mașină oprită, adică nu e ca și cum. Că tot discutam cu băieții în material, că domne, cum e să mergi cu mașini de-astea așa, joase, vezi, doamne, stupid low și că mașinile astea nu pot fi rapide în oraș și așa mai departe. Uite, așa e. Ca să vedeți cum arată mașina mea în trafic, într-o zi normală, pe niște drumuri care nu sunt cele mai bune. Eu zic că e suficient de confortabilă. Se poate și mai jos, a fost și mai jos. N-a fost mai rigidă, lucru care... Cred că trebuie să-l fac, pentru că mi-atinge un pic pe față, în aripi. Deci va trebui să o mai întăresc un pic. Dar, cum să spun eu, dacă ai chef de mașina asta, chiar e o mașină confortabilă. Referitor la scaune, mulți oameni m-au întrebat, dom'le, ce faci, dom'le, cu scaunele astea fixe, așa, că, na, nu te deranjează, nu te nu știu ce și... Eu vă spun, am avut și scaune sport cu spătar reglabil și am și aceste scaune găleată sau bucket seat sau fixe sau sport sau super sport sau cum vreți voi să le spuneți. Și singurul dezavantaj pe care eu l-am văzut la aceste scaune, spre deosebire de scaunele cu spătar reglabil, este că aceste scaune îmi pun picioarele împreună și crește temperatura aici jos. Între picioare e temperatura mai crescută față de scaunele care nu au sprijinul ăsta lateral atât de pronunțat și mai poți să lăbărțezi picioarele. În rest, legat de spătar, dacă ți le montezi într-o poziție suficient de confortabilă pentru tine de la început, eu nu știu de câte ori vă reglați voi spătarul la scaunele voastre cu spătar reglabil la mașina proprie, adică doar dacă conduce altcineva mașina să ai nevoie de alte reglaje, dar așa ți-ai reglat odată și așa rămâne reglajul, nu? Nu pot să spun că vă sfătuiesc să vă luați scaune de genul, dar nu sunt chiar așa un capăt de țară. Dacă vă și permiteți niște scaune originale, cu siguranță diferența de calitate se simte, probabil că bureții sunt mai confortabili, scaunele sunt mai rezistente în timp și așa mai departe. Iarăși, cum le spuneam și băieților, aș vrea să înțelegeți despre curentul ăsta al mașinilor modificate, că
nu toată lumea sau nu toți proprietarii de mașini modificate sunt și pasionați de mersul sportiv. Nu toți vor niște mașini care arată ca și cum ar avea 800 de cai să le și conducă de toți caii. Ei vor doar să arate, nu să și facă performanță, pentru că, repet, nu toată lumea este talentată sau nu toată lumea își dorește să fie talentată sau nu toată lumea își dorește să facă performanță pe circuit sau pe stradă, în sfârșit. Și atunci ei sunt pasionați doar de look, unde toți oamenii, mă știu, parcangii de pe zonă, că am dat cu mașina peste ei. Așa. Unde nu toți oamenii vor să facă performanță, dar le place să aibă, uite, scaune, roll cage-uri, quick release la volan, ceasuri de boost, de presiune și așa mai departe, efecte carbon, cutare, adică eu sunt și genul de om care renunț la performanță pentru look. Adică fac niște sacrificii la capitolul performanță doar pentru design. La mine contează mai mult ca mașina să arate bine, să-mi placă mie cum arată, să fie frumoasă și după aia să facă performanță. Și atunci probabil că sunt mulți oameni ca mine care își doresc ca mașinile lor să arate impecabil, să aibă un fitment corect, să aibă jante foarte mari, cu anvelope foarte mici, să arate ca și cum ar trebui să meargă numai pe asfalt perfect. Dar ele se pot deplasa cu anumite sacrificii, cu mai multă răbdare și pe drumurile patriei, drumurile normale. Mulți oameni apelează la acest tertip de air ride, adică suspensia asta reglabilă pe aer, care se poate regla mașina cât de dură, cât de sus, cât de jos să fie. Și atunci e mai practică. Sunt mai multe stiluri, așa cum și povesteam acolo în episod. Ce să vă spun, stau la semafor aici, abonez că nu e nimic plăcut și mulți probabil sunt și plictisiți de poveștile mele. Marius, stai și tu asta, că am trecut pe galben. Da. Sper să mă fi auzit, Marius. Aoleu. S-a stricat sonda AFR. N-are nimic. Așa mai face. Astea toate sunt inversate, mă, stânga, dreapta. Știi? Geamurile deschidă pe dreapta, stânga, de pe stânga, dreapta. Oglinzile reglezi stânga, dar e dreapta, dreapta, stânga. Și așa mai departe. Asta e. Dacă au făcut băieții treabă bună la Alba Iulia. Au făcut treabă bună, n-am ce să zic, dar puteau să facă până la capăt cu schimbatul de volan. Atât s-a putut. Simt. E în spatele meu și deja simt cum nu mai pot să accelerez. M-a prins în plasa lui. Acum merge perfect. Perfect. Acum. Are momente când merge perfect, are momente când merge mai puțin perfect. Motorul este legat la sonda wideband de la ceasul ăsta.
Adică el își face mersul în funcție de ce citește sonda asta. Iar sonda asta are momente când dă eroare. Culmea, sonda Lambda băgat acolo în evacuare, am schimbat-o, am luat-o nouă-nouță. Și tot are momente când dă eroare. O să iau sonda Lambda mașinii și o să leg motorul pe sonda ei și asta o să rămână doar ceas de amestec și atât. Asta e. Atât s-a putut. Uite, vezi? A dat eroare, gata. În momentul în care dă eroare, începe și motorul să meargă într-un sistem de avarie, nu mai merge chiar ok. Hai să ne revenim. Hai să ne revenim, că știu că poți. Nu mai. Adio, visul frumos s-a terminat. Adio. N-ai cum să mergi așa bogat la relantie, e imposibil. Îți spun eu. Acolo, 14-7, da, te mai cred. Ai un 16, să zicem, dar 9, n-ai cum să mergi 9 la relantie. Oameni suntem. What the fuck? Prioritate la pietoni, am văzut, se suspendă dreptul de circulație pentru treaba asta. My bad, o recunosc. N-am ce să zic, aici era linie continuă, n-aveam voie să schimb banda, am făcut-o și pe asta. Dacă ar fi așa pe corecte, n-ar mai avea nimeni permis în orașul ăsta. Șarpe cu clopoței. Asta de la centură și am impresia că bate ceva la mașină. Și când ia săracă, e nou-nouț. Acesta a fost POV-ul pe varianta de oraș, așa cum ar trebui să fie făcută și vă promit că ne reîntoarcem cu un POV pe circuit atunci când vom avea această posibilitate. Dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut informativ, dacă vi s-a părut amuzant, share, like și subscribe, boys. Share, like și subscribe. Este foarte important pentru noi ca să mai fim aici, să ne mai vedeți și să mai venim cu materiale. Trebuie share, like și subscribe. Astea sunt cele mai importante lucruri care ne fac pe noi să fim în continuare alături de voi.